cred în aceste lucruri, pentru că eu consider că sunt doar o chestie de marketing, însă asta este doar părerea mea. Nu pot să zic că exact la aceste lucruri s-au gândit, însă au avut un produs nou, probabil mai scump, care să le aducă profit și au inventat această poveste cu mindfulness-ul, care este o chestie foarte populară acum pe internet. Salutare, dragilor! Bun venit! Haideți să vorbim despre acest set pe care mi l-am dorit din momentul în care l-am văzut. Este un set de antrele interschimbabile din The Mindful Collection de la Knit Pro. Vine într-un săculeț din acesta de pânză cu numele setului. În această colecție sunt mai multe seturi cu diferite nume, iar acesta este setul de 12 vârfuri. Pleacă de la 3 mm până la 12 mm, vine într-o borsetuță semicerc și atunci când se deschide se formează un cerc. Andrelele sunt prinse fiecare în locul lor, au fiecare loc special, iar pe fiecare număr este un nume. Pleacă de la 3 mm, așa cum am spus, și are cuvântul explore, adică explorează. 3,5 are breathe, dream, rejoice, exhale, believe, peace. Și așa până la cele 12 mm. Au un model foarte drăguț. Haideți să vi-l arăt pe Andreea cea mai mare, pentru că probabil pe cele mici nu se vor vedea. Awake. Și are un fel de mandală, partea aceasta, numărul scris și firma. Încă nu pot să-mi dau seama dacă se vor șterge în timp, pentru că de-abia le am. Înțeles, aceste vârfuri se pot completa cu vârfuri intermediare, adică dintre 3 și 3,5 există 3,25 și tot așa. La fermoar are din nou o mandală din aceasta metalică și înăuntru are un pliant cu exerciții pe care să le facem în momentul în care petrecem foarte mult tricotând. Sunt exerciții pentru mâini, pentru corp, pentru degete și pentru poziții în general, pentru că stând foarte multe ore tricotând, ne poate afecta sănătatea. Aceasta este broșura cu întreaga colecție. Ne explică ce au gândit ei când au făcut această colecție. Bineînțeles, aceasta este o tactică de marketing. Nu pot să zic că exact la aceste lucruri s-au gândit, însă au avut un produs nou, probabil mai scump, care să le aducă profit și au inventat această poveste cu mindfulness-ul, care este o chestie foarte populară acum pe internet. Aici avem circulare fixe, adică nu din aceste interschimbabile de se pot desface vârfurile. Pleacă de la 2 mm până la 12 mm. Sunt făcute din oțel inoxidabil și ca și lungimea firului pleacă de la 25 cm până la 120 cm. Aici ni se spune despre cele interschimbabile. Le avem pe cele pentru șosete, care la fel pleacă de la 2 mm până la 8. Acestea, desigur, le găsim în 15 și 20 de centimetri. Andrelele drepte, acelea lungi de 25 și 40 de centimetri, văd că le-au făcut pe acestea, nu sunt de 30, sunt mult mai lungi, de 40, și pleacă de la 2 mm până la 12 mm. Ah, și văd că sunt au mai multe dimensiuni, au de 25, de 30, de 35 și de 40 de centimetri. Deci acestea vin în 4 dimensiuni diferite. Și acestea sunt seturile cu andrelele interschimbabile. Acesta este al meu, vom reveni la el mai târziu. Acum să trecem repede peste celelalte. Este setul Believe, care are 7 numere și 13 cm la vârfuri. Are 3 cabluri, are niște căpăcele de pus în vârf și multe marcatoare. Worm set este aproximativ ca acesta, însă vârfurile sunt de 10 cm și are doar 11 perechi de andrele și doar 3 cabluri în loc de 4, cât are acesta. Kindness are 7. Ah, am înțeles ce au făcut. Stați un picuț, că am înțeles ce au făcut. Au, de exemplu, Believe cu Kindness,
Este exact același set, doar că unul este de 13 cm, unul este de 10 cm. Și Gratitude cu Warmth sunt aproximativ la fel, doar că acesta are 12 perechi, ăsta are doar 11 și 3 cabluri în loc de 4. Seturile cu andrelele pentru șosete și setul cu andrele. Oh, acesta este un set cu andrele scurte. Explore set, are 8 perechi de andrele scurte, pleacă de la 2 mm până la 6 mm. Am crezut inițial că e un set de andrele fixe, mare, m-ar fi tentat să-l iau, însă nu, sunt andrele scurte și voi zice pas. Accesoriile, tot felul de gentuțe, pentru că este o colecție nouă apărută, produsele sunt destul de scumpe. Aici sunt cablurile, sunt cabluri normale și cabluri care se rotesc de la îmbinarea aceasta dintre plastic și metal. Căpăcelele, cheițele și aici tot felul de accesorii, marcatori, centimetru. Acestea chiar îmi plac, o să vreau să mi le cumpăr și eu, pentru că o să vă arăt în setul acesta, au acele destul de urâțele. Par cumpărate de pe AliExpress. Acest material nu vă imaginați că este unul exagerat de calitativ, este o pânză mai grosuță și are înăuntru o chestie din aceasta de măsurat numărul de andrele. Are 4 cabluri, unul scurt, 50 de centimetri, unul de 100 și astea cred că sunt de 80 de centimetri ambele. Partea care îmi place cel mai mult la aceste cabluri este că firul seamănă cu cel de la Chaigu. Mă speriasem un pic, am crezut că firul va fi ca cel de la Hia Hia, însă nu, este ca firul de la Chaigu, cred că are ceva metalic pe interior, ceea ce le va face mult mai rezistente. Partea cea mai bună este că partea metalică nu este lipită de partea de plastic și ele se rotesc. În momentul în care lucrăm, firul se rotește singur și va mai pune presiune pe închiderea aceasta din andrele. Însă merg și vechile cabluri la ele, le-am încercat. Gentuța are și un buzunarel aici, unde am marcatoarele, acele și capetele care se atașează la cabluri, dacă vrem să folosim vârfurile la altceva. Și marcatoarele sunt de diferite dimensiuni. Sunt acestea micuțe, de mărime medie și mari, aceste ace de siguranță de plastic, acele. Cred că este singurul lucru care nu-mi place la acest set. Cred că puteau să pună ceva mai drăguț și mai frumos lucrat. Sunt niște ațe mari, grosolane, de exemplu. Eu lucrez șosete, nu pot să închei șosetele cu astfel de ace pentru că sunt foarte mari. Și în acest buzunarel avem capetele de fir, 6 la număr, și cheițele de strângere, care sunt 4, precum și 2 conectoare, dacă vor să iasă ele mai repede. Așa, acestea sunt cele 6 capete. Am văzut că celelalte seturi au doar câte 4. Sau mandala pe ele. Cheițele, care au un plastic în capăt, nu mai sunt ca celelalte, doar metal. Și 2 conectoare, care ne ajută să prindem 2 astfel de fire împreună și să lucrăm proiecte mari. Vă rog să-mi lăsați în comentarii cum vi s-a părut sau dacă aveți întrebări suplimentare. Acesta este setul, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și dacă vă interesează un alt set de la Knit Pro, tot interschimbabil, îl găsiți în stânga jos a ecranului, linkul către setul respectiv. Până data viitoare, pupici și spor la treabă!